Bună, sunt Doina de la Sămărgerin. Astăzi o să lucrăm un pandantiv în tehnica Mocumecane. Pentru început avem nevoie de un sfert de pachetel de fimo alb, un sfert de pachetel de fimo roșu, o lamă, un roller, cuptor, știți, 110 grade, 30 de minute și câteva ștampiluțe pentru texturare. Începem să condiționăm fimo cu cerul deschis, culoarea deschisă, pentru a elimina bulele de aer din interiorul materialului. Apoi vom continua cu roșu și continuăm imediat. După ce am terminat de condiționat, am întins doi șerpișori din fimo, unul alb, unul roșu, din care voi tăia bucăți de aproximativ 5 cm, pe care le voi așeza unul lângă celălalt. În ordine aleatorie. Cam așa ceva. Voi trece cu rollerul peste ele, încercând să le aplatizez. Și le voi acoperi cu o foaie de fimo pe care am întins-o deja cu rollerul, atât pe față, cât și pe dos. Voi reveni cu rollerul pentru a elimina bulele de aer, eventuale, iar apoi cu ajutorul unor texturi, unor ștampiluțe, voi aplica cu presiune medie să obțin diverse floricele, frunze, diverse modele. După ce am făcut lucrul acesta, cu ajutorul lamei, voi începe să răzuiesc partea superficială de fimo, astfel încât să mențin textura. Chiar mai adânc. Acum vedeți, depinde de cât de groasă a fost foaia de fimo roșu pe care am aplicat-o la suprafață. Dacă vrem să accentuăm modelul, putem folosi o scopitoare, un băț de frigărui, capătul lamei, cu care să mai facem încă vreo câteva texturi și să continuăm să răzuim. După ce am condiționat cele două părți de fimo, am întins cu o foaie subțire, apoi le voi suprapune o dată, voi tăia în două, voi suprapune din nou, iarăși voi tăia, să încercăm și invers, din nou voi suprapune și apoi acest bloc îl voi presa pentru a obține o foaie având mai multe straturi în interior. Să fie mai ușor, voi aplica presiunea pe roller și voi trece cu rollerul pe deasupra de câteva ori. Aveți grijă grosimea să fie constantă pe toată suprafața foii. Bun. După asta, vom folosi aceste ștampiluțe pentru texturare și vom decora suprafața. Apăsați bine, astfel încât desenul să se impregneze foarte adânc, cu cât mai adânc, cu atât mai bine ne va fi de folos. Hai și încă o frunză aici, iar apoi cu ajutorul lamei vom răzui partea de deasupra a întregului pandantiv, foarte, foarte superficial. Vedeți? Răzuind acestea,
deci dedesubt rămâne desenul ca și când ar fi fost desenat în alb și roșu. Continuăm, din aproape în aproape, nu trebuie să mergeți cu toată paia odată. Nu vă grăbiți, iar când desenul vă convine, mi se pare că se văd toate liniile, puteți trece cu rollerul pe deasupra să aplatizați suprafața. Întoarcem la lamă, alegem o formă care ne place nouă pentru un pandantiv. Am lama flexibilă, așa că pot modela exact cum vreau eu. Pandantivul meu e cam gata. Pregătiți să meargă la copt. Nu să uit să-i dau o gaură. Voi folosi o scobitoare sau un băț de frigărui. Cam 5 mm față de margine, iar apoi pandantivul este gata de mers la copt. Se va coace timp de 30 de minute la 110 grade, apoi poate fi lăcuit și montat pe un șnur, cum doriți dumneavoastră, pe lățișor. Materialele le găsiți pe Sămărgelin. Să ne vedeți rotoși data viitoare!